Da? Ce ziceți? Foarte multe găini. Asta îmi inspiră foarte multă productivitate, ca să zic așa. Foarte multe găini, foarte multe oi. Le avem și pe cele brune de ultima oară, dar ca să nu trecem peste intro, vă salut și bine ați venit la un nou episod cu Farming Simulator 19 pe seria cu UTB-uri. Iar astăzi este din nou o zi productivă, deoarece mai avem de recoltat un teren plin cu grâu și am luat și o decizie în ceea ce privește grâul. Jumătate din teren, practic jumătate de recoltă, o voi păstra pentru găini, eventual cred că o voi stoca în silozul mic, și jumătate o vom vinde tot prietenilor de la Agroma, sper că pronunț bine, că data trecută le-am pocit numele. Și pentru a recolta acest teren mă voi folosi de combina pe care am găsit-o ieri în casa părăsită. Dacă nu știți despre ce este vorba, căutați pe canal că aveți clipul postat cu o zi în urmă față de data acestuia. Bă, n-am aflat exact proveniența acestei combine, sincer, doar văd un model 1200i. Acum, bună, nebună, bine, ea arată foarte rău. Ah, și apropo, am vorbit cu unchiul Marinel, a fost azi dimineață pe la mine și mi-a zis că nu ai cum să restaureze așa ceva. Efectiv, nu găsești piese de schimb, deci atunci când o să mi se strice vreo rotiță din asta sau orice, când mi se va rupe vreo curea, la revedere, nu există piese de schimb, nu se găsesc deloc, absolut deloc, nu că greu, deloc nu se găsesc. Iar caroseria, să-i zic așa, ca să schimbi tot ce vedeți voi pe aici ruginit, ar însemna o reconstrucție de la zero, ceea ce nimeni nu-ți face și chiar dacă găsești să-ți facă, costă foarte mult. Trebuie să cumperi tabla, trebuie să... Băi, e greu să reconstruiești toată asta de la zero, e extraordinar de greu și costă mai mult decât valorează combina. Așa că o să ne facem treaba cu ea o perioadă scurtă și dacă găsim vreun interesat sau vreun curios, eventual o vom vinde pe cânedă. Oricum, noi am luat-o gratis, am șterpelit-o, ca să zic așa. Deci orice bănuț luăm pe ea e binevenit, e profit. Avem și baloții cu lână, avem deja din ce în ce mai mulți baloți, asta înseamnă că vom avea profit destul de mare. Bicicleta, n-are rău să vă mai zic, bicicleta mi-au furat-o, am fost să o caut, ori m-a urmărit cineva aseară, ori nu știu care treaba, dar efectiv greu pornește. Da, domnule, hai că a pornit. Dar să dăm totuși puțin mai încet ca să ne și înțelegem om cu om. Da, am fost și nu mai era acolo, din păcate. Așa că minus bicicletă. Dar oricum, cu ce luăm pe combina asta, eu zic că o să merite. Care mi-e frică că... Mie să nu se strice până termin eu de recoltat terenul ăsta. Aș putea să recoltez cu combina mea, dar vă zic sincer că sunt curios să văd cum funcționează combina asta și dacă face față. Ea cam tremură așa din toate încheieturile. La direcție are o problemă imensă, ceea ce nu va putea fi reparat niciodată, deși dacă găsim, nu știu, dacă se găsește vreun maniac din ăsta al combinelor vechi și vrea să-și bată capul cu ea, cine știe, poate va putea să găsească piese, va putea să le reconstruiască el, să adapteze, cine știe, să fac alt sistem, dar uite, momentan și să întorc mi-e foarte greu, pentru că roțile din spate rămân cumva blocate când fac treaba asta, nu se întorc. Uite și merge foarte greu, nu știu voi dacă observați din cum se vede, dar vă spun că eu simt un tastator în parcă are roțile strânde, uite și. Când vreau să fac stânga, eu tremură, e super, super ciudat mișcarea. Păi hai să delimităm și noi jumătatea pe care o vindem. Păi, uite, asta e jumătatea pe care o vindem de aici în jos, înspre stradă, și de aici, în partea dreaptă, vom păstra pentru ale noastre găini, care s-au mulțit și sunt într-un număr nu mare, dar decent pentru a avea o producție de ouă care cumva să se simtă la bugetul fermei atunci când le vindem. Bun, se descurcă până acum, nu mă plâng, se descurcă. Dar cred că s-ar descurca mai bine combina mea. S-o mai chinui pe asta sau s-o iau pe a mea? Și uitați-vă acum. Îmi dă cu spatele, dă cu pat. Ia să încerc. Ori e prea de dimineață și pentru ea. Poate combina asta, nu știu, are aceeași
stare de spirit, ca și mine, bine, deși să spui spirit, să spui că un obiect are o stare de spirit e puțin greșit, dar probabil că combina asta, nu știu, e fix pe stilul meu. Când e dimineață, nu prea funcționează așa bine dimineața, decât după ora 11-12. Și, by the way, în joc e ora 7, iar eu când filmez episodul ăsta, e 7:20 și la mine. Deci, cumva merg în paralel cu viața reală, adică e același timp ca și cel din viața reală. Doar a coincis, n-am calculat treaba asta, doar a coincis. Bine, voi probabil o să vedeți episodul mai târziu. Bine, fiind 7 la mine, la voi e deja 9. Și probabil o să vedeți episodul puțin mai târziu. Bă, da. Pare că nu face gălăgie mult. A, stați puțin că mi-a rămas boost-ul de data trecută de la Farmer Life Simulator. Dacă n-ați văzut episodul, vă recomand să-l căutați pe canal. Gata, acum este bine. Sper că nu s-a auzit prea urât. Dacă s-a auzit prea urât, îmi cer scuze. Astea, 6 minute de fail. Dar uitasem boost-ul sunetului din joc dat prea mare. Pentru că la Farmer Life Simulator sunetul din joc e destul de slab și a trebuit să-mi dau un boost de vreo 14 decibeli sau 15, ceva de genul. Dar l-am dezactivat, acum ar trebui să fie mai în regulă. Mă, și mi-am, bă, cum mă, la 40 sunet în farming și totuși sau de atât de tare. Nu înțelegeam care e schema. Nu mă, cred că o chinui foarte mult. Cred că ar trebui să iau eu... Cred că ar trebui să iau... combina mea, ca asta săracă, uite, știu cum tremur. Deci, uitați-vă la imagine. Uite. Hop, hop, hop. Și trage dreapta mult, nu știu, trage dreapta mult. Eu merg cu ea drept și ea se duce în dreapta, uite, știu. Nu, e ceva de poveste. E ceva de poveste. Nu vă recomand. Ceva de poveste. Bă, hai totuși să o las. Nu, nu, că mi-e destul de frică să lucrez cu ea. Hai să o las aici, o să o opresc. Deschid conducta. Am zis, o opresc. Deschid conducta și mă duc să aduc căruța ca să încarc. Mă duc să vând la fabrică, la partenerii noștri, la depozit, mă rog, eu zic, nu știu, o dată zic fabrică, o dată zic depozit. După care mă bag să recoltez și cealaltă jumătate, dar cred că o să fac eu cu combina din dotare, nu cu asta. Poți să ies pe aici? Hai că pot. Hai că pot, că nu încurc pe nimeni. Bă, trebuie să mă duc să iau UTB-ul de la unchi. De la unchiul. L-am uitat pe acolo și, uite, mai am nevoie de el. De exemplu, Radu a avut nevoie aseară de el și ia-l de unde nu-i. Hop. Ne-am cuplat. Ne-am cuplat. Bun. Hai să dăm sunetul mai tare, că UTB-ul ăsta îmi place cum se aude. UTB-ul ăsta VIP, cum îi spuneți voi, deși se găsește pe internet. Am mai avut discuția asta. A, sunt curios, uite, să-mi lăsați în comentarii, dacă aveți timp, dacă ați găsit UTB-ul ăsta, cei care ați fost interesați de el, dacă l-ați găsit pe internet. Până acum știu sigur că, bine, în afară de Radu și Cătălin Pârvu și mai știu eu cine, și cine mai rămase așa și mai știu eu cine. A, ba nu, decât Radu și cu Cătălin Pârvu l-au găsit din cei, să zic așa, apropiați. Și au mai fost vreo 3 băieți de pe Discord care l-au găsit și mi-au trimis pe privat. Hei, Dadule, uite, am găsit UTB-ul tău. În rest, toată lumea întreabă de el. Deci, până acum n-avem decât 5 persoane. Hai să zicem 3, că două le știu din oficiu că sunt persoane istețe care știu unde să caute și au răbdare. Dar, în afară de ele, două, decât 3 dintre voi au găsit UTB-ul pe net. Așa că vreau să mă lăsați în comentarii câți dintre voi l-ați găsit și câți dintre voi nu l-ați găsit. Și dacă chiar sunteți mulți care nu l-ați găsit, o să vi-l pun în descriere, că să nu vă mai chinui. A, ce? De ce nu-mi pune? Că mai am... Ok. Era prea plină căruța în unghiul ăla? Sau cărui fapt se datorează întreruperea asta bruscă? Hai să oprinți girofarul. Bun, am rezolvat cazul. Bun, închidem și pipe-ul. Hai să... Nici nu știu un bune să o țin, uite, o să pun între terenuri, spre să nu încurci, o să pun așa între terenuri. Mamă, ce urât s-aude, frate. Gata, las-o aici, că... Ce găită roata, uitați-vă și voi. Aaaa! Abia aștept să scap de ea.
Abia aștept să scap de ea. Bun, hai să vedem cantitatea asta. Nu e una foarte mare, dar am nevoie de căruță goală. După care mă bag cu combina din dotare. Nu mai o pe asta. Nu mai o pe asta că s-ar putea să ne întindem pe 2-3 episoade până terminăm de recoltat terenul. Am vândut grâu. Cât am luat pe ea să vedem? 1000 măcar? 1000? Nici măcar 1000! Bine, nici n-a fost căruța plină, ce-i drept, dar nici măcar 1000 n-am luat pe cantitatea pe care o aveam. Foarte puțin. Foarte puțin, dar, na, v-am zis, n-are rost să păstrez tot. Unde mă combina? Uite-mă. Asta e, tată, asta e tank. Asta e cea mai fujneață combină. E ea micuță așa, dar... Ia. Gata? E ea micuță așa, dar asta e... Asta e ce trebuie. Opa, stai că am pornit header-ul din greșeală. Asta e ce trebuie. Nu, aia e mult prea veche, scârțe, tremură, virează foarte greu. Sunetul, v-am zis, e un sunet de la de scârțit insuportabil, efectiv îmi face pe creier. Și lucrează și încet. În schimb, uitați-vă la asta cum e. Asta, într-adevăr, are header-ul cred că mai mic decât aia, dar măcar funcționează cum trebuie, nu știu. Are o viteză decentă, uite, 10 km/h mi se pare destul de decent. Și virez cu ea ușor, nu mă încurcă, nu mă deranjează, nu mă chinuie, nu mă nimic. Luăm, bun. Încerc să iau pe lungime ca să nu mă învârt în cerc de nebun. Hai să iau mai mult, că tot ratez, tot ratez. Bun, am luat mai mult acum. Am încadrat cum trebuie. Oprim header-ul, întoarcem. Și cred că mai am de două ori de luat, nu cred că minca pe asta într-un header. Sau hai să încercăm. Să vedem dacă iau într-un header tot. Ia fii atent că iau tot. Aproape. Aproape tot. Hai să mă asigur că iau din stânga tot și pe urmă mă întorc pe dreapta. Ca să nu rămân descoperit în ambele părți cu câte o fâșie. Bun, și mai am asta pe mijloc. Pam, pe urmă trebuie să adun paiele. Bă, poate intre și Radu să mă ajute. La paie chiar am nevoie de ajutor că aș... Dar n-avem nici... Cum îi ziceam, nici windrower. Bă, cred că o să mă bag cu Radu și o să folosească unul dintre noi... O să află un loader cu cupa și să strângă paiele într-un colț, cum am făcut cu iarba atunci. O strâng într-o grămadă și pe urmă e mult mai ușor să iau, mă gândesc să fac treaba asta. Ia să vedem. Bun, ăla trebuie vândut. Iar ce avem aici va trebui să păstrăm pentru găini. Aici cred că ar trebui să meargă mai ușor. Că mergem doar pe lungime, nu mai fac prostia să iau în pătrat. Iau un pătrat și pe urmă rămâne un pătrat foarte mic și pierd foarte mult timp făcând manevrele. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, știi? Și nu e cel mai indicat să fac treaba asta. A, mi-am adus aminte. Sunteți câțiva care îmi scrieți că am ochii închiși pe live, nu pe episod sau pe live. Nu am ochii închiși, dar haideți ca să vă explic. Eu am ochii complet deschiși. Ia uite. Dar eu am webcam-ul undeva la nivelul peste nivelul capului. Înțelegeți? Deci eu, spre exemplu, aici e capul meu și webcam-ul vine undeva așa. Și eu când mă uit înspre webcam, de exemplu, acum voi puteți ca să-mi vedeți ochii pentru că mă uit înspre webcam. Dar eu nu mai pot să vă monitor ce mă joc și eu nu pot să mă joc așa. Să mă uit înspre webcam și să trag cu ochiul, știi, la... Ei, și eu acum când mă întorc așa și mă uit înspre monitor, care e în fața mea așa monitorul, când mă uit înspre monitor, automat webcam-ul bătându-mi de sus, îmi vede partea asta cu ploapele mai mult, știi, și vede ca și cum ar fi ochii închiși. O să rezolv treaba asta, o să mă gândesc la cum aș putea să pun webcam-ul să fie ok, să nu mai dea senzația asta, dar momentan am zis că nu e un lucru atât de important, că... Cei care vă uitați la episoadele astea, vă uitați pentru gameplay, pentru joc. Nu vă uitați să-mi vedeți mie ochii sau ploapele sau irisul sau mai știu eu ce. Și simțeam nevoia să clarific și treaba asta. Deci efectiv eu nu mă uit așa. Știi? Adică pot să fac asta doar când fac intro sau outro sau când, nu știu, când vorbesc fără să mă joc pe live. Știi? Pot să fac asta să mă uit la voi, știi? Dar când mă uit în joc așa sau în chat așa, automat că webcam-ul bătându-mi de sus nu-mi ia tot ochiul, ca să zic așa. Și pare cumva că aș avea ochii închiși. Sau să mă joc, ia să vedem, să mă joc așa și să fac așa ochii.
N-am cum să fac așa, că mi-o obosesc ochii dacă fac așa. Îi stric dracu. Îmi stric ochii. Pe rău îmi pun ochelari. Sper că v-am lămurit cu chestia asta. Bine, că am observat-o și eu după ce mi-a zis. Am zis, ia să vă la ce se referă, știi? Și într-adevăr asta e chestia, că nu mă uit în uite și mai stau și pe spate. Uite, dacă a stat, de exemplu, așa, poate s-ar vedea altcumva ochii, dar... Eu încep episodul așa sau live-ul, dar la un moment dat mă scurg pe scaun și ajung să stau așa, știi? Uite, o să încerc să stau așa. Doar că scaunul pe care îl am eu se cam mișcă din toate încheieturile, pentru că are vreo 4 ani scaunul ăsta săracu. Mi-a ieșit și buretele prin el, curgațele din el, numai ca la început. Și din cauza asta, scaunul meu se lasă puțin pe spate și îmi dă și mie senzația să-l urmez, să mă las și eu pe spate cu el și la un moment dat mă scurg și nu am poziția asta, uite. Vezi că el așa ar trebui să stea, așa. Dar scaunul meu, când eu mă las cu toată greutatea pe el, se duce așa în spate. Și de asta, fiind puțin înclinat, ca să zic așa, corpul îmi alunecă pe scaun. Dar sper că ați înțeles, deci nu dorm pe episoade, că dacă aș dormi n-aș mai vedea pe unde conduc. Și atunci ar fi alta situația. Cât avem până acum, avem 50% jumătate din combină, dar merge destul de bine până acum, zic eu. Ia stați așa puțin, las puțin combina asta să se răcească, să se odihnească, mergem să vindem căruța. Asta face parte din jumătatea care trebuie vândută, după care mă gândeam să mut din paleția cu lână. Și cred că zilele astea o să și vând din lână ca să fac niște bani mai mulți. Pardon, bani mai mulți pe care eventual o să-i investesc în vaci sau pur și simplu o să-mi plătesc din datorie la bancă. Vreau neapărat să scap de datoria la bancă. Am plătit atunci, dar o sumă infirmă de mică și vreau să scap de datorie pentru că în fiecare zi îl dau dobândă și cum fac și eu de un bănuț, știi, mai fac și eu, mai ajut, mai închirez UTB-ul, cum v-am zis, UTB-ul ăla puternic pe care l-am în garaj. Cum fac cu un bănuț și mă bucur, mamă, Radule, făcură în bani, pac, vine a doua zi, vine dobânda la bancă și de asta nu e foarte comod să știi că dai în fiecare zi o dobândă. Nici măcar nu dau din sumă, să zici, bă, dau din datorie, nu, dau dobândă la ce am împrumutat. Aia e. Și de asta mă gândesc că să vând paleții cu lână, eventual și ăla cu ouă când o să fie plin, și să... investez fie în vaci, ca după aceea să mă folosesc de vânzarea laptului pentru a-mi crește bugetul și achita datoria implicit, sau pur și simplu să-mi achit din prima de datorie și să nu mai prelungesc și dacă mai rămân bani, să-mi iau, nu știu, două, trei văcuțe să aibă neamarinel grijă de ele. Acum, nu știu, lăsați și voi în comentarii cum ați proceda voi dacă ați fi pe seria asta, cum ați face strategia de ieșire din sărăcie, ca să zic așa. Cum ați ieșit voi din sărăcie? Care ar fi strategia voastră? Pentru că eu, sincer, mă tot gândesc la mai multe variante și, într-adevăr, seria asta e una destul de greuță pentru că am terenuri mici, am utilaje mici, datorie cât cuprinde și mi-e cam greu să reușesc în viață, în ferma asta. Bun, hai să descărcăm că e aproape plină. Hei. Bun, perfect. Și cred că mai avem foarte puțin, nu? Cam cât mai avem. Cred că ne mai ducem de vreo 3 ori. Ne ducem, ne întoarcem și ne ducem iar, cred. Sau maxim 4, peste ca 4. Opa, nu spune că se umple căruța din atâta. E, hai. Ia uite, bă, că aproape s-a umplut căruța, nu vine să cred. Vine să cred că aproape s-a umplut căruța. Ia hai să vedem, facem 3 sau 4, câte ziceți că are și... Eu, sincer, cred că 3 ar trebui. Dar la cum văd eu că m-am încadrat, cred că 4. De fapt, nu, 3. 3 că m-am încadrat bine, cred. Ia să vedem. Încerc să-mi iasă 3. Fără să-mi rămână gen o margine subțire sau ceva, știi, să-mi rămână acolo 2-3 fire de... 2-3 spice de grâu. Încerc să iau absolut tot. Ia să vedem. Oprim puțin header-ul. Ne reîncadrăm. Păi, cu combina aia veche nu mai făceam treaba asta. Combina aia veche încă eram în prima jumătate aia care trebuie vândută. Și uite-mă că m-am încadrat în 3. În 3 lungimi. Eu zic că e bine. Acum vine partea cu strânsul
paielor de jos. Aia mă mănâncă, aia mă mănâncă. A, da, chiar am uitat să mă uit și să vă arăt și voi, eventual să ne uităm împreună. La... două secundele. Vreau să văd ce mai face cultura de bumbac a vecinului. Fertilizat 0. A, fii atent că și-a dat cu ierbicid între timp. A dat cu ierbicid, dar n-a fertilizat. Băi, bine, măcar a dat cu ierbicid. Chiar îmi făceam griji. Am văzut eu că era ceva gălăgie de dimineață pe aici. Dar, na, eu speram să prind eu combinația asta, dar se pare că n-am prins-o eu. Aie! Facem noi bani în alte, prin alte mijloace. Bă, îi iau tot sau chiar sunt 4? Nu, chiar sunt 4. Cel puțin acolo la început n-am putut să iau totul din prima. Ei, hai să zicem că sunt că au fost 3. Ținând cont că a rămas doar un smoc acolo, n-a rămas linie. Că dacă rămânea gen o lungime foarte subțire cu câte un spic pe rând, aia era o chestie, dar momentan mi-a rămas doar acolo. Că pur și simplu așa am tăiat la început. Ei, din cauza la cum am tăiat la început, mergem, luăm și partea aia. După care punem tot greul în silozul micuț pe care îl avem în cadrul fermei aici. Deci nu mergem în silozul ăla mare că n-are rost. Așa că lăsăm combina aici momentan și mergem să descărcăm căruța. Dacă mai zic remorcă din când în când, treceți și voi cu vederea și știți bine că e vorba despre căruță, nu combina. Nu... căruță, nu, cum zic eu, nu remorcă. Ia să mă încadre și eu cum trebuie aici. Cred că ar trebui să activez asta. Bun. Ia să vedem. Mă duc eu la punct acolo, știu să conduc. Nu cred că mă reu. Nu cred că mă descurc, stai așa. Bă, dar de ce mi-ntoarce în halul ăsta? Așa. Nu, că acum mi-ntoarce de tot. Și care e triggerul? Ăla din spate sau pot să pun aici? Că eu știu că descărcam... A, gata. Gata, mă. Deci nu neapărat, că eu îl golesc aici și de aici buleau cu lopata și îl arunc în silos. Credeam că trebuie aici în spate, de asta mă panicasem puțin. Bun. Ia să dăm, îmi apare aici. Da, uite, 17 tone avem până acum. Păi fii atent că cu ce mai luăm acum, cred că ne apropiem de un 20 de tone. Ia 17 tone și cât să mai fie în combină. Hai să ne poziționăm în partea asta. Cât să mai fie? 17 și cu... Da, aproape 20 de tone avem. Dau mai aproape. Oare încape totul într-o căruță? Cred că încape. Ar trebui să încapă că căruța știu că are capacitate mai mare. Vreo 3000, nu? Ia să vedem cât are. Are 3000? Nu, 2000. Yeah. Hai să-mi bag! A rămas un smoc, frate. Păi mă duc și-l descarc pe ăsta. A rămas un smoc, frățioare. A rămas un smoc. Un pum de greu a rămas. N-am vrut să-l mai descarce. Stai că întorc eu în mijlocul drumului. Îți arăt că tot rezolv cazul. Na. Tot rezolv cazul. Nu mai descarc cu dat. Oh, ușor. Ușor, nu te enerva. Na. Ce se întâmplă? Nu vrea să-l dea pe tot? E silozul full? Nu spune că e silozul full. Nu e full. De ce nu... Deci... E. Yeah. Gata, mă. Și mai am căruța aia și am scăpat. Hai să băgăm combina aici la locul ei. Bine, va trebui să o și spărăm la un moment dat. Băgăm combina aici la umbră, cum îmi place mie să o las la umbră, frumos. Hai repede în domnul decapotabil. Bun, și hai să descărcăm și ultima combina. Sau să o ducem direct la găini, ce ziceți? De fapt, nu cred că aș duce la găini mai degrabă cu cupa.
Nu mă, că au mâncare, au mâncare cei. Sau hai să las puțin pe jos, să vin să iau cu cupa. Da, uite, o să las foarte puțin aici. Hai să vedem. Nu, cred că mai mult trebuie. Gata, cred că e suficient. Restul băgăm aici în silos. O să mă încadrez și eu cumva fără să mai fiu nevoie să... A, da, da, pot. Dacă vin pe aici, ar trebui să scap de dat cu spatele. Fii atent și vin așa aproape. Ia să vedem dacă funcționează. Hop! A funcționat. Bun. Și avem în total cât avem iasă din cât avem în siloz? 19... Aveam 19 dacă nu lăsam pe la pe jos pentru găini. Bun. Hai să parcăm remorca acolo în spate. O să iau pe drumulețul din spatele fermei. Pe aici nu o să trec, că sunt foarte multe găini acum și chiar există șansă. A, uite, o să iau pe aici, pe lângă casă. Ia să ne pot. Cam... Cam nașpa drumul, dar uite că s-a putut. Ușor cu căruța să nu luăm colțul de la casă. Lăsăm aici. E, aici e nasol. Le dau unul scotorul lui Radu. Bine, măcar că nu mai sunt chiloții, că la faza asta cred că umblam 2-3 kg pe față. Mi se lipeau 2-3 perechi de chiloți. Bun, unde e frontloader-ul? E în garaj. Îl luăm. Prima oară aduc grâul la găini, după care mutăm din baloții ăia cu lână. Cam ăsta ar fi planul acum. Vedem dacă ne iasă. No, nu! Ma! Mergem cu cupa sus, că așa am văzut că se merge. Deci chiar am văzut ieri pe stradă, pe aici prin Anglia, și a trecut cu cupa, respectiv cu furcile pe sus. Am văzut vreo 2-3 tractoare făcând asta. Am avut de livrat într-o zonă de asta, mai de țară, să zic. Și am văzut că așa se merge cu tractorul pe stradă, așa. Ca în cazul în care faci accident sau lovești pe cel din față sau pe cineva, să nu-i înfigi o cupă de asta în gât. Sau să-i, știi? Cred că asta ar fi logică. Și zic asta pentru că am văzut că m-a certat cineva în comentarii că nu știu să conduc. De ce mergi cu furcile în jos? Da, așa am considerat eu, în joc, să merg cu ele în jos. Și m-a certat și atunci... Ieri mi-am adus aminte, ieri când am văzut cele 3 tractoare, am zis, bă, nu, uite că nu e unul, sunt 3. Deci are dreptate băiatul la care a zis treaba asta. Și vreau să încerc așa cumva scuze public. Sper să se simtă bine, te recunosc. Și că am cer scuze. Gata? Ăla de cred că am pus prea mult, nu? Da, am pus prea mult. Ăsta ar trebui să-l iau de aici. Ăla din spate... din... Wow! Ăla din spate nu mai am cum să-l iau, dar o să-l repar data viitoare. Mergem să-l punem pe ăsta rămas tot în siloz. Că n-am ce să-i mai fac la restul. Bine, mai e foarte puțin. Probabil o să-l adun cu un făraș. Dau cu mătura, îl iau pe făraș și aia am rezolvat cazul. Să vedem aici dacă mă descurc să pun din cupă. Asta ar fi interesant, ia să vedem. Dar nu cred că-mi iasă. Mă, ce frică mie că nu o să funcționeze. Ba da, frate, a funcționat, am nimerit trigger-ul. Wow. Bravo, mă! Îmi place, vamos. Vamos a la playa, hai că am reușit. Bun. Îmi place. Hai să luăm furcile. Să mutăm din paleții ăștia. Bag cupa la scuteală. Hop, no. Nu te lovi, dadule, că... Aia ar fi ultima, să stric un stâlp din asta, din garaj și de susținere. Să cadă garajul pe mine. Cred că sunt vitali pilonii ăștia. Dacă stric vreunul, sau stâlp, cum vreți să spunem. Dacă stric vreunul, cred că pică acoperișul pe mine. S-a dus dracu garajul. Op. Am luat furcile. Și acum... We'll have some fun. Partea mea nepreferată. Și anume aia când mă... De fapt, dacă o fac din partea asta, s-ar putea să fie nu la fel de greu. Vreau măcar unul să-l mut. Că nu fac griji. Că oricum, mâine, maxim, poi mine vreau să vând... Să văd câți bani iau pe paliții ăștia. Așa că hai să-l băgăm pe ăsta în partea asta.
Cred că e ok aici, nu? Ba, chiar cred că pot să-l pun deasupra. Oare fac o prostie? O să se glicioască? O să vedem. Mamă, ce frumos am lucrat ca un doctor cu aia. Am lucrat ca un doctor. Wow, deci mă uimesc până și pe mine. Fix ca un doctor am lucrat. Frumos. Ca un criminal profesionist fără urme. Glumesc, prefer mai bine ca doctor. Cred că e o comparație mai ok decât asta cu criminalul. Opa, what happened? A, loveam un acoperiș cu un... E retardat. Ia să vedem. Bun, și uite că am rezolvat și cazul ăsta. Mai mult decât atât, mai mult decât atât, ce să-mi doresc? Toate au mers ca pe roate azi. O să las eu front loader-ul cu totul aici. De ce nu vreau? Gata. Cred că o să las și UTB-ul aici ca să nu mai las afară, că îmi pare rău de el. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Vă mulțumesc extraordinar de mult pentru vizionare, vă mulțumesc din suflet. Și să aveți o zi cât mai minunată. Nu uitați să-mi dați un like, să apăsați butonul de subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Și ne auzim pe Discord, respectiv pe Instagram, dacă vreți. Vă salut, pa, pa!